Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube! În episodul de astăzi o să vă arăt cum puteți să amenajați o masă festivă pentru sărbătorile pascale. Mă voi folosi de elemente decorative din comerț, dar și din natură. Pentru început, pe masa rotundă am pus în loc de fața clasică de masă, napron, care din punctul meu de vedere arată bine atât estetic, cât și protejează masa. După cum am spus, mă voi folosi și de elemente din natură, și anume flori de cireș. Într-o vază voi pune câteva crengi, iar pe ele voi agăța ouă decorative. Iar acum că am terminat de decorat crengile, o să decorăm și partea de jos. Pentru început mă voi folosi de un cozonac în formă de miel. Mă voi folosi și de o instalație cu baterii. Voi pune niște flori artificiale. Iar peste, iarbă uscată. Pe lângă voi pune și o lumânare. Voi folosi elemente decorative luate din comerț. După ce am terminat de făcut aranjamentul pentru masă, vă mai propun un aranjament pe care îl puteți să-l puneți pe farfurie. Eu așa am făcut. Cam așa arată. Avem nevoie de un șervețel, ață sau după cazul meu. Mă voi folosi de această iarbă artificială. Iar pe interior voi pune iarbă verde artificială. Și prima dată împăturim șervețelul. Voi înoda la extremități, iar pe mijloc voi face un spațiu, iar înăuntru completați ori cu bomboane de ciocolată, cu ce doriți. Mulțumesc pentru vizionare, vă urez Paște fericit, iar noi ne revedem data viitoare.